ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Dacă în episodul anterior v-am vorbit despre principalele reguli de care trebuie să ținem cont la producerea de răsaduri, dacă ați ratat acest video, îl găsiți în linkul de mai sus. Astăzi vreau să vă vorbesc despre ce avem planificat noi să semănăm în materie de roșii, mă refer, atât în solar cât și în grădină. Pentru că astăzi am semănat semințele de roșii pentru solar. Aceste semințe sunt din hibridul Gavitet. Este un hibrid extratimpuriu cu o creștere semideterminată. Nu este foarte pretențios și are un gust plăcut. Urmează să apară un material video despre cum semănăm noi semințele de roșii pentru răsaduri pe acest canal. Dacă nu aveți activat clopoțelul, nu uitați să-l activați. Astfel veți fi notificat de fiecare dată când noi postăm ceva nou. Iar pentru grădină vom pune răsaduri din soiul inimă de bou. Iar de la prietenii noștri, menționez numele cu acordul lor, Dani și Cori, îi găsiți și pe ei pe YouTube, îi puteți chiar și urmări, au materiale foarte interesante, îi găsiți chiar sub acest nume, Dani și Cori. Am primit roșii, semințe de roșii din soiul Țigănești. Pe lângă aceste două soiuri vom mai planta și roșii Sherry. Răsadurile pentru grădină le vom face pe la sfârșitul lunii martie. Nu ne mai putem lua după cum se luau bunicii noștri, că după 15 martie știau că nu mai vine înghețul. Din păcate, condițiile meteorologice s-au schimbat. După cum ați văzut, în ianuarie am avut temperaturi de primăvară, 12-14 grade Celsius. Și să nu uităm că anul trecut, în luna aprilie, am avut zăpadă. De aceea trebuie să ne adaptăm noilor condiții climatice și vom face răsadurile la sfârșitul lunii martie. Pentru că perioada până răsadul ajunge la maturitate și poate fi transplantat este de cuprins între 45 și 60 de zile. Răsadurile pentru a se dezvolta armonios și sănătos au nevoie de o temperatură cuprinsă între 22 și 25 de grade Celsius pe timpul zilei, iar noaptea nu trebuie să scadă sub 18 grade Celsius. Pe lângă condițiile de temperatură, trebuie să avem grijă să le udăm la nevoie. Se udă doar când stratul de la suprafață este uscat și se recomandă a fi folosită apă la temperatura camerei. Pe lângă temperatură și apă, trebuie să asigurăm răsadurilor și lumină. Pentru o perioadă optimă în timpul zilei, astfel încât condițiile de creștere să fie similare cu cele naturale. Cam atât pentru episodul de astăzi. Până data viitoare, sănătate și spor în toate! La revedere!